Când avem proiectul legii bugetului votat de Parlament, cu siguranță va veni la dumneavoastră sau la nou președinte la promulgare. Avem de acoperit MTO-ul și deficitul ăsta. Amândouă la un loc înseamnă vreo 6 plus 5, 11 miliarde. Din ce? În primul rând, măsura aceasta este o măsură extraordinar de bună și o susțin din tot sufletul și mai ales că acum a trecut și prin, și prin Parlament. Vă asigur că am făcut studii foarte bune și asupra sustenabilității. Dați-mi-l și mie. Doamnă, dați-mi și mie studiul care spuneți că s-a făcut. Vă dăm tot ce am. Băi, discutăm ca între oameni care știu despre ce vorbesc sau... Deci să știți că 11 miliarde nu se creează din nimic. Riscați să rămâneți cu niște dezechilibre foarte mari, să scoateți din nou țara de pe traseul ei. Domnul președinte, o să ne descurcăm. Asobă că merge așa. Hai că stau... Stai mă, luați colo așa frumos, elegant, că stau, că... Frumos, elegant, cricket îmi pare. Nu prea vă ascultă ziariștii, domnule Cârciumaru. Cum? Nu mai au efect aneleurile și terenurile pe care li le-ați dat? Nici posturile alea în care le-ați angajat rudele? Și v-ați gândit să rânjiți fasolea la ei că s-o rămbuna? Nu merge, domne. Coștea trebuie să vorbești mai tare, așa, să te audă. Luați aminte la domnul Traian Băsescu. Hei! Liniște, ce dracu! Cum, domnule Băsescu? Ia, mai faceți o dată să se vadă și aici, la Târgu Jiu. Hei! Liniște, ce dracu! Ei, vedeți, domnule Cârciumaru, răstiți-vă un pic. Da, exact. Așa cum v-ați rățuit la judecătorul care a fost președintele biroului electoral în 2014 și l-ați amenințat că vede el. Păi cum a îndrăznit un amărât de magistrat să nu țină la ușă până a venit domnul premier Victor Ponta și a lăsat un alt candidat ajuns înainte să intre să-și înregistreze dosarul? Avem un prim-ministru. Așa, da? Bine, stăm noi de vorbă. Nu se poate așa ceva. Aveți dreptate, judecătorul trebuia să încalce legea că nu o încalcă în fiecare zi pentru șeful guvernului. Trebuia să se pună la ușă, să țină de clanță prin interior, să pună piedica oricui ajungea cu dosarul înaintea domnului Ponta. Da, auziți? Cum v-ați înțeles cu domnul judecător? Că va acuza organele astea independente de amenințare. Și asta e cu vacanțe din alea prelungite la Beciul Domnesc. Nu știu, nu cunosc. Șeful de la partid trebuie apărat, ce-i drept, cu orice preț. E un fel de zeu, așa. Ați plâns mult după el. Era normal să îl primească mult mai bine și mai frumos pe Victor Ponta, pentru că în fiecare dintre noi s-a simțit o tristețe. Nu mai puneți la suflet, domn primar. Știți că aveți probleme cu glicemia și poate mai faceți o criză de aia care v-a amețit când mergeați cu mașina de ați ajuns în șanț. Accidentul a avut loc pe șoseaua de centură a orașului Târgu Jiu puțin înainte de miezul nopții. Florin Cârciumaru se îndrepta spre casă, dar lovit de criza diabetică a devenit confuz și nu și-a mai putut stăpâni mașina. Un trecător a văzut totul și a sunat imediat la 112. Din primele cercetări rezultă că pe fondul probabil al neatenției sau al altor condiții a părăsit partea carosabilă. Alo, domnul polițist, ce faci, domne? Păi, se poate. Ai și dumneata grijă ce spui. Ce oboseală. Glicemie. Că asta te pălește dintr-o dată așa de nu mai vezi strada. Sau mai vezi încă una și când crezi că ai apucat banda bună, ajungi în șanț. Păi strici imaginea gospodarului șef. E posibil așa ceva?
Criza glicemică a fost cauza. Ne-am înțeles că dacă nu, mai stați de vorbă cu domnul Cârciumaru. Și domnul primar, când o spune, o spune din suflet, nu oricum. Nu că fac, dar spun din suflet și din inimă. Nu că fac, dar spun din suflet și din inimă. Care va să zică, domnule primar, e așa cum ne imaginam și noi că ar fi. Politicienii nu se omoară cu munca, dar vorbesc peste măsură. Am văzut că, de făcut, ați făcut un mare beton amprentat. Nu că fac, dar spun din suflet și din inimă. Nu că fac, dar spun din suflet și din inimă. Oricum, e important că spuneți din suflet, că norodul crede că dați din greu de atâta muncă. Toată lumea este supărată, toată lumea este mâhnită, chiar dumneavoastră m-a zugat în această seară să facem ceva. Să facem ceva și acest ceva îl putem face împreună. Nu, vă rugăm să nu ne băgați și în cevaul vostru politic, domnule Cârciumaru. Da, e supărată lumea, e scârbită chiar, dar tocmai cevaul vostru i-a scârbit, acel ceva care a lăsat oamenii fără locurile de muncă ocupate de pilele voastre, le-a trimis copiii și nepoții în străinătate, dar a umplut buzunarele și conturile băieților deștepți. Suntem între noi! Orice om mai minte în viață, pentru că asta este, face și minciuna parte din viață. Acum ne-am dumirit. Mulțumim pentru sinceritate. Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori. Așa cum spunea și onor primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, orice om mai minte în viață, că și minciuna face parte din viață. 16 ani, cred că, de o astfel de dicton care l-a aplicat asupra gorjenilor sunt de ajuns. A venit, cred că, un moment al schimbării, un punct de inflexiune în care trebuie să se racordeze până la urmă toți care vor un viitor mai prosper și mai bun, în detrimentul celor care trăiesc ancorați într-un trecut pesimist și într-un trecut care înseamnă prăbușire economică și închiderea la marea majoritate a locurilor de muncă din industria județului Gorj și a municipiului Târgu Jiu. Astăzi, seara, alături de dumneavoastră, în studioul nostru se află domnul Alexandru Nedel, cu candidatul Mișcării Populare la primăria Rovinari. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră! Și Marius Băcescu, din partea Mișcării Populare, reprezintă la fel candidatura domnului Nedel cu la primăria Rovinari. Bună seara! Ce părere aveți despre materialul pe care l-am prezentat? Domnul Nedel, v-aș dori să întreb cu dumneavoastră. Să încep cu dumneavoastră. După cum ne-a obișnuit... Dar să ne spuneți din suflet și din inimă, exact cum făcea domnul primar Cârciumaru, pentru că numai din suflet și din inimă se discută aici la patra putere. Din suflet și din inimă, că domnul Cârciumaru a fost învățat să ne mintă, după cum a spus-o și în direct. Dar cu nonșalanță, era atât de nonșalant, atât de degajat, de parcă vorbea de o normalitate la care toată lumea stătea. E la rang de virtute și onoare să minți, că doar suntem între noi, trebuie să mințim, nu? Adică... Nu ne auzim decât noi și restul poporului. Nu, dar vă dați seama, vorbea la microfon, știa că e presa prezentă acolo, dar nu mai avea nicio limită. Punea un adevăr, câteodată mai scapă și adevărul. Posibil. Nu numai... Vă rog. Deci ne surprinde de fiecare dată cu... Eternul și fascinantul Florin Cârciumaru, i-am putea spune deja. Da. După 16 ani, 4 ani de mandat. Păi, asta a făcut, se vede și din ce... din rezultatele avute la conducerea primăriei. Sigur că a făcut câte ceva. Niște betoane le-a amprentat. Le vopsim în fiecare an. Am zugrăvit ca peste tot. Am dat o fațadă frumoasă cât de cât orașelor, dar e doar de fațadă. Deci ce s-a făcut de fațadă? Ceva în profunzime nu s-a făcut. Adică locuri de muncă doar distruse, nimic creat. S-au aranjat tot felul de apropiați ai lor, care țin sub... Camarila, din care fac parte, ăștia sunt extraordinar de bine plasați în structurile cheie administrației publice locale și în domeniul de business, până la urmă, că marile afaceri tot de ei sunt conduse în municipiul Târgu Jiu și județul Gorj, nu de un afacerist independent. Cum am mai zis, de aia a fost și închis județul și pentru că le periclita afacerile. Să intri în structura lor, să le distrugi, e o problemă foarte mare. Și sunt ajutați, deci ei vor fi ajutați în continuare de cei care beneficiază de pe urma primării, de pe urma... De pe urma bucuriilor pe care le oferă bugetul public, da. Cred că sunt foarte bucuroși. Și când... bineînțeles că vor ține cu, și cu dinții de aceste posturi.
Sunt prerogativele lor doar, nu sunt ale comunității. Da, nu. Comunitatea trebuie să-i sprijine pe ei acolo, nu ei trebuie să fie slujba comunității, știți, așa gândesc în mintea lor. Ei gândesc că se adună câte puțin de la cei mulți pentru mult, pentru cei puțin. Și da, cam așa am fost conduși peste tot, nu numai aici, peste tot. Și la Rovinari, și la Motru. Aceeași tipare există până la urmă și la Rovinari. E același. Adunăm de la cei mulți, iau puțin și ăia puțin sunt foarte mări nimoși după aia. Ia uite ce l-am ajutat pe ăla, mai dă câte un leu la câte un om necăjit și se face o grămadă de publicitate pe tema asta. La vreo câteva sute de mii de euro acolo, dacă dai 2-3 lei la un om necăjit, nici nu se vede. Nu e o problemă, nu, nu. Dar am arătat cât de darnici suntem. Dar fațada cealaltă cu cât de mult am adunat, câte puțin de la cei mulți. Se vede doar vârful icebergului acolo, un nivel de prosperitate de 10%, restul de 90% e ascuns bine de tot, dosit. Dacă ăla în 10% din prosperitate era adunat pe o muncă cât de cât corectă, nu era problemă. Dar să-ți arăt prosperitatea pe nevoile ceva, oamenilor, da, și pe lipsurile lor și pe durerea lor până la urmă, că așa ăștia clădite prosperitatea asta. Nu sunt conștienți, cred că, de acest lucru. Nu, și ei cred în continuare că li se cuvine. Ceea ce fac ei e ceva normal, pentru că asta e o normalitate. N-au bat jocuri suficient de știnele județului Gorj și indiferent că e vorba aici de Rovinari, de Târgu Jiu, de Motru, de Turceni sau de mai știu eu care dintre localitățile din județul Gorj. Mă refer la cei pentru care au nu știu câte mandate, deci sunt în exercițiu funcțiunii, până la urmă uitați acolo, de parcă i-a întors cu cheia și au rămas funcționând acolo. Pentru ei o normalitate, ei s-au învățat cu puterea, s-au învățat cu banii, cu banii publici, pentru că dacă îi lăsăm să facă bani din activitățile lor, nu știu cât rezistă. Sunt parașutiști în domeniu. Vă spun eu că dacă pierd privilegiile și robinetul de la primărie se închide, nu vreau să dau un pronostic. Toată ierarhia pică, de la vârful de lance până la ultimul beneficiar din cercul lor de prieteni. Exact. Pentru că, vedeți dumneavoastră, e o luptă atât de mare pentru a-și menține privilegiile, încât dacă intră cineva din exterior și preia conducerea unei unități administrative, da? La cei care au beneficiat sunt e prima dată vor să-l sfâșie pe cel care dorește să facă lumină, dacă stau și mă gândesc bine. Până și atunci vor lupta ca să nu ajungă cineva să le distrugă interesele, pentru că indiferent cine ia, să zicem, conducerea unei administrații locale, dintre cei care au fost într-un fel sau altul beneficiari ai și vor proteja clica de interese, că se protejează unii pe alții, o mână spală pe alta. Da, sau la mână, unul pe altul. Oricât de mult vor striga unul la celălalt, eu sunt sigur că se împacă imediat. Păi da, dar la starea asta de bișniță reală politică se bazează pe un troc. Adică, bă, tu nu spui despre mine, că dacă nu spun și eu despre tine ceea ce știu și atunci o să avem probleme amândoi. Și așa, de ce să nu stăm amândoi la tort, mâncăm fiecare cât o felie? Da, nu spun, sau dacă spun, poate că fac un oarecare circ ca să păcălească din nou oamenii. Deci, ăla nu mai aleg pe ăla, aleg pe ăla, că e mai bun, sau așa pare. Și de fapt e aceeași mărie poartă pălărie. Dar sunt aceiași care au fost acolo. Sunt toți beneficiarii sistemului. Și acum se dau toți să dar se dau toți fete mari. N-au văzut. Deși erau patron de bordelul, da, dacă stai și ne gândim bine până la urmă. Da. Marius Băcescu, te rog. Bine, asta este o chestie generală și specifică celor din PSD. La ei primează minciuna și aroganța. Oameni cu interese mărunte pe de o parte, pe de altă parte interese majore îi aplică total invers. Primează interesul propriu, nu interesul de grup, interesul comunității până la urmă. Cam asta au făcut și asta fac în continuare. Și crezi că nu a venit momentul să facă o schimbare? Pentru că dacă ne uităm la o perioadă îndelungată și la Rovinari, de unde sunteți dumneavoastră, și la Târgu Jiu, și la județul Gorj, există un exercițiu de ăsta de câte 2 mandate, 3 mandate, 4 mandate, aici vorbim de 8 ani, 12 ani care a stat în funcție, 16 ani, cum e cazul Florin Cărciumaru, nu intervine uzura aia morală în care acești oameni se încorjoară de un cerc vicios și de către anumite tare, de către anumite metehne de comportament, care ulterior se răsfrâng asupra comunității? La un moment dat nici nu mai pot, le e foarte greu să renunțe la putere, s-au învățat cu puterea. Sunt dependenți, nu le e greu, ăștia intră în sevraj dacă li se dă peste mâini de acolo. Anumiți oameni când ajung la putere sau fac ceva, bani, nu știu să mai reacționeze în fața banilor și a puterii.
îi orbește și puterea, orbește și banii. O termenul de orbete, cred că vine de la orbește, mă gândesc acum. Probabil. Mi-ați dat o idee bună. Orbeții puterii, cred că o să facem o emisiune pe tema asta, orbeții puterii care au dat prin intermediul filierei politice de niște sume financiare considerabile și ulterior se cred niște mici zei, dar de fapt ei sunt doar niște păpuși gonflabile ridicate la, în mintea lor. Da, îi zic că sunt atotputernicii localităților, țin sub oarecare presiune și stare de chiar frică o mare parte a populației, ca să domnească ei în continuare pe moșia pe care au moștenit-o. Moșia administrației publice, de parcă ar vorbi că există o moștenire de moș la ei, da? Și trimisă cu titlul viager, adică, bă, ai funcția asta, ți-o dau cu titlul viager pe viață, sănătate. Cam așa interpretează ei lucrurile. Păcat că o să încerce să păcălească din nou populația. Ar trebui să ne gândim că mai sunt 4 ani de fonduri europene, fonduri care nu prea au fost accesate, cel puțin la Rovinari, iar dacă pierdem șansa asta de a accesa fonduri europene, la problemele reale pe care le are orașul, bugetul primăriei nu o să ajungă niciodată. Nu se vor rezolva problemele. Se vor rezolva doar așa, de fațadă, o spoială, dar problemele, în adevăratul sens al cuvântului, rezolvate bine, nu se vor rezolva doar cu banii de la buget. Trebuie neapărat accesate fonduri europene. Iar dacă și aduse investiții, ei, o mare parte din candidați nu îi văd capabil de a se înconjura de oameni buni, de valoare, să poată accesa fonduri europene. Cum am mai zis, fondurile astea nu pot fi... Dar nu trebuie. Stați puțin, domnule Delcu, eu nu sunt la sentimentul dumneavoastră aici. Orice inteligență mediocră, în momentul în care ajunge pe o funcție de primar, de consilier, de, nu știu, președintele Consiliului Județean, nu trebuie să ducă capul pe tine să faci fonduri europene, să faci proiecte pentru acestea. Ți-o o echipă formată din 2, 3, 4 oameni care se pricep la astfel de metode și la astfel de proiecte și o coordoneze foarte simplu de la această sarcină. Vreau fonduri europene pentru, nu știu, pentru Brâncuși, pentru nu știu ce fabrică și pentru nu știu ce. Iar ei mai departe vor face demersurile necesare. Da, dar trebuie să-ți aduni echipa respectivă. Eu refuz să cred că nu există, cel puțin în generația tânără, cred că sunt foarte mulți. Te rog, Marius. Nu vor face treaba asta și nu o să o facă niciodată. Păi pentru primează politicii la ei. Nu, ăla care dă cu trafaletul mai repede sau cu bidineaua și facă mai multe afișe. Din banii europeni poți fura mai greu sau nu poți fura deloc. E aproape imposibil. Deloc să furi. Asta e problema. Și atunci nu-și mai pot desfășura afacerile și înțelegerile lor. Mai ușor cu fondurile guvernamentale și cu fondurile proprii. Acolo e cel mai ușor. Nu te întreabă nimeni destinația lor, nu te urmărește nimeni execuția unei lucrări. Hai să punem panseluțe, hai să turnăm asfalt, hai să facem sensuri giratorii. Toată lumea e fericită. Sigur că astea sunt mai ușor de gestionat. Nu necesită atât de multe documente. Și sigur, mai scapă. Pe când la fonduri europene e și muncă multă și o oarecare rigoare în tot procesul de derulare a unui cred că proiect. Există un algoritm din momentul inițierii proiectului până la finalizarea lui care trebuie respectat pas cu pas. Sigur pentru că dacă da, nu se respectă pas cu pas, automat se retrage finanțarea. Se retrage și finanțarea primită până în momentul respectiv trebuie dată returnată, înapoi. Da. Și de-aia nu le convine la băieții ăștia care pozează în mari politicieni și mari imagini gonflate în imagine în spațiu public. Păi ei pozează, dar... Doar pozează ca să păcălească pe cei care îi aleag, cei care pentru alegători. Nu, interesul nu e de a face ceva efectiv. Categoric. Avem atâtea, adică mai avem încă până în 2020 mijloacele respective de accesare a fondurilor europene, după care astea vor fi foarte mici. Se vor pierde de aproape. Se vor diminua complet. Și oricum nu ar ajunge nici acum. Dacă am reușit să accesăm în totalitate fondurile. Ce să mai zicem după aia când se vor diminua aproape de tot? Vreau să-mi comentați o știre apărută astăzi. Conducerea Complexului Energetic Oltenia anunță un dezastru pentru județul Gorj și anume 5.000 de disponibilizări din cadrul unității Complexului Energetic Oltenia în următorii 4 ani de zile. Deci vorbim de 5.000 de disponibilizări. Păi dacă disponibilizăm 5.000... Mai rămân vreo 10.000. Mai rămân aproximativ, cred că mai puțin de 10.000. Și din acei 5.000, pentru că depinde economia județului Gorj și pe orizontală și pe verticală de CEO, mai sunt afectați încă vreo 2.500 din sectoarele adiacente. Deci vorbim, până la urmă, de 7.500, nu de 5.000.
Păi dacă se întâmplă lucrul ăsta, mergem spre închidere. E foarte aproape. Eu... Suntem în anticamera falimentului. E o masă critică, cum se zice. Da. Dacă ești sub o anumită producție, sub o anumită cantitate de producție la CEO, nu mai e categoric, nu e rentabil, se zice, nici acum, din alte motive, dar chiar cu prețuri cât de cât bune, sub, la cât de mare complexul, sub o anumită limită de producție, nu trăiește. Nu are cum. Păi, cu 10.000, cu 10.000 ce să... Stați puțin, sunt 15.000 în momentul de față. Dacă disponibilizează 5.000, vorbim deja de o treime, care va fi o treime din personalul complexului energetic Oltenia, care vor fi disponibilizați. Și eu sper să fie ăia care au fost angajați pe pile de partid, politrucii parașutați în funcții și ăia de Întesa. Nu oamenii care lucrează în cariere și care fac producție. De obicei nu se dau afară cei angajați pe pile. Nu. Tot în cei sectorul care... Sectorul de producție, tot ăla. Tot timpul s-a dat în producție. Nu. Mai puțin în cei indirecți. Pentru că e indirect, nu poți să dai direct. Plimbă cafele foarte bine. Alo, bună seara! Alo! Alo! Alo, vă rog, ascultați-ne în telefon, nu în televizor. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Nicolae, dinastru Rovinari, și am intrat și eu în direct să felicit pe domnul Alef. Pentru hotărârea voastră de a candida orașului Rovinari. Aș dori să întreb, domnule, cum ne putem găsi, cum facem, suntem un grup de susținători ai dânsului din Rovinari, vrem să-l ajutăm, să ajungă dânsul la primărie. Vă rog, domnule Delcu, vă spuneți. Mulțumesc pentru încurajare respectivă, pentru telefon. Unde vă găsesc oamenii, v-am întrebat, în Rovinari? Avem sediul partidului ca un reper mai bun așa, pe lângă piață, deasupra magazinului doamnei Bălan. Avem un banner acolo cu partidul. Vă așteptăm. Mulțumesc pentru încredere și mulțumesc pentru spiritul dumneavoastră de schimbare. Și sperăm să-l și reușim. Cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul prietenilor și colegilor dumneavoastră, poate reușim să schimbăm ceva și spre binele nostru. Și a orașului. Suntem un grup de vreo 50 de susținători adunat de la dumneavoastră. Mulțumim pentru intervenția noastră telefonică. Într-adevăr, văd că sunteți destul de popular, ca să spun așa. E o surpriză foarte plăcută asta. Noi am mai mers prin oraș și am văzut simpatia oamenilor pentru o schimbare, pentru curajul de a candida până la urmă, că mulți mi-au zis că am avut un oarecare curaj să candidez, pentru că... Și la cine Rovinari ăla, câte cifruri de interese și câtă șerpărie politică e și acolo... Deci acum de la o lună de când am intrat în cursa deja politică... În cuibul viperelor. Nu, dar am văzut ce înseamnă curajul de a candida. La ora actuală în Rovinari nu mai sunt decât două grupuri politice. Noi și ceilalți, noi fiind singurul partid de opoziție. Ceilalți se pare că s-au înțeles între ei. Puterea, da. S-au înțeles între ei și au negociat și așa mai departe. Sunt cei care au mai fost la conducerea și... orașului până la urmă și s-au absolut. Sub o formă sau alta, primăria Rovinari are cam doi moștenitori. Unul i-a moștenit partea financiară, celălalt metehnele. Acum, exact cum spunea și telespectatorul nostru, oamenii, să știți că din ce în ce mai mulți vin către noi, cer adeziuni, sunt adepții schimbării. Cred că schimbarea până la urmă se va produce. Asta oamenii o pot decide până la urmă în dorința de a face ceva mai bun, pentru că și Rovinariul acela nu arată atât de bine încât să putem spune că e un oraș de talie europeană sau un oraș în care toată lumea are locuri de muncă, e mulțumită, se vede fericirea și bucuria pe chipul oamenilor pe stradă pentru că au toate cele necesare, au apartament, au mașină și nu duc grijă zilei de mâine. Domnule Delcu. După cum am mai spus, eu nu candidez pentru mine. Eu nu țin neapărat să fiu primar cu orice preț, cu orice mijloace, nu. Eu vreau să fiu primar pentru oamenii de acolo. Pentru că orașul merită un primar al lor, nu un primar
pentru câteva interese de grup. Mie mă bucur pentru grupul respectiv de tineri și sunt convins că sunt mulți ca ei, că vor o schimbare. Foarte mulți nu vin să se manifeste. Au oarecare reținere, oarecare frică. Există timiditatea asta, să știți. Da, teama da. Asta, dar nu știu de ce. Deci nu știu, înțeleg, dar există. Și când doar nu le pot face nimic. E vorba de independența lor, e vorba de libertatea lor de a decide și e vorba de viitorul lor. De ce să stea ancorați într-un trecut depresiv, într-un trecut care nu îi reprezintă când pot să aibă propriul lor viitor? Domnul reporter, la câte am văzut în ultima lună oameni care au zis dacă mă văd că sunt cu un anumit partid sau dacă ajung la primărie să iau o adeverință pe care și acum o ia în vreo 3 zile în loc să o ia în 3 minute, nu o mai ia deloc. Deci eu... Există un viciu al sistemului. Niște metode de astea caghebiste, așa, de a-i ține sub control, de a-i ține sub oarecare frică. Ce nu mă pun rău că nu știu cine vine. Dacă ar ști, sigur că vin eu... Păi, dar când sunt cu ștampila de vot acolo în cabină, domnule Delcu, da. Poți să ștampileze pe oricine doresc, poți să dea și pe toți, poți să ștampileze și pe unul, poți să nu să ștampileze, poți să facă orice doresc. Mulți au zis că în cabină știu ce să facă, o să știe. Dar nu vin la partid, de exemplu, să facă adeziuni, să se manifeste tot e bine, deschis. Tot e bine și așa, pentru că probabil nu doresc să se expună unui risc, sigur, și e foarte bine și așa. Și eu înțeleg, pentru că la teroarea care... Sau oarecare teroare, așa, metodic, exercitată asupra... Picătura chinezească, da. Puțin câte puțin. Și sigur că oamenii au reținerea respectivă. Dar, odată ajuns acolo, aș vrea, în primul rând, să-i scap de această frică. De ce să le fie frică? Sunt oameni liberi. Știi, este ciudat acolo și nu numai acolo, ci în general peste tot? Drepturile oamenilor, privilegiile de care ar trebui să se bucure într-o societate democratică, se constituie într-o frică de autoritate. Da, lucru care n-ar trebui să fie permis. Atâta deci drepturile lor sunt date de frica de autoritate. Da. Când ăștia autoritățile lui Pește Prăjit ar trebui să fie slujba cetățenilor. Păi cei care ajung la conducere consideră că ei sunt cei care decid și trebuie să impună ceva cetățenilor. În loc să gândească că ei sunt în slujba cetățenilor, ei gândesc invers. Cei care ajung acolo sunt plătiți din banii oamenilor respectivi, de care ei își bat joc. Deci vin să-și ceară niște drepturi și sunt purtați pe drumuri unii. Și duci cu vorba, cu zăhărelul și tot așa mai departe. Lucruri întâlnite și spuse de oamenii de pe stradă. Marius Băcescu, te rog, punctul tău de vedere. Este același cu al domnului Nedelcu, ba mai mult decât atât, ei chiar greșesc, că în felul ăsta nu fac decât să-și respingă alegătorii. Punând presiune pe om, omul normal, că în față îți spune, da, stai liniștit, merg cu tine, sunt alături de tine, te votez, dar vor face exact invers, exact cum zice domnul Nedelcu. În cabina de vot, el va lua decizia corectă. Eu cred că cetățeanul, când se aduce să voteze în cabina de vot, trebuie să se gândească la cei 4 ani de zile în care e desconsiderat sistematic de către autoritatea publică care ar trebui să-l reprezinte. Și acolo ar trebui să se gândească foarte bine nu la vorbele miroase care le spune în perioada de campanie electorală o lună. Pentru că după aia când are nevoie iar de o adeverință, de nu știu ce serviciu de la primărie, va întâmpina aceleași probleme și aceeași desconsiderare. Exact cum administrația publică locală l-a desconsiderat, la fel și el trebuie să desconsidere pe exponenții administrației publice locale la votare. Mi se pare un serviciu biunivoc, mi se pare o reciprocitate. Că dacă ar fi fost tratat bine, cu demnitate, cu spiritul acela civic, n-ar fi avut nimeni de spus nimic, n-ar fi avut nimeni de comentat nimic. Dar în momentul în care îl bagiocorești până la urmă la limita suportabilului cetățeanul care ar trebui să reprezinte acolo, despre ce mai vorbim? Da, cum numărul cel mai mare a cetățenilor sunt mai umili, mai cu bun simț, pun presiune asupra lor și... chiar profită de asta. Mai sunt și unii care își știu drepturile, se duc, și cu ea nu prea au curaj, dar sunt puțini. Eu sunt 100% la sentimentul dumneavoastră, pentru că, în general, oamenii simpli din societate au teama asta de autoritate. Le e frică, dar nu le e teama lor interior. E o teamă din asta care derivă dintr-un bun simț, dintr-un respect al aproapelui, dintr-un respect al celorlalți. Și eu cred că la vot vor ști ce să facă în cabină când se vor duce pe 5 iunie. Cei cu bun simț...
sunt batjocoriți de către unii slab pregătiți, cu tupeu slab pregătiți și puși acolo și ei țin de locurile alea pentru că știu că dacă ar ajung în altă parte nu îi angajează nimeni, nu ia nimeni, pentru că sunt slab pregătiți. Nu ia nimeni calcul și tocmai de aia se manifestă cu atâta agresivitate tupeul lor în viața publică. Da, să-și păsteze privilegiile acolo. Da, eu zic că mai degrabă ar trebui să se voteze bunul simț și responsabilitatea, nu tupeul ăsta și aroganța al ăstora care au fost atâția ani de zile sau perindat prin funcții exact cum să perindă un rulment pe un ax. Da, de obicei oamenilor, din păcate, încă le sunt dragi cei cu alegeri, la perioada alegerilor, cei care sunt mai tupeiști, mai... mai obraznici, țipă mai tare și că vor face ei mult. Că politica asta de talcioc, de bijnițăreală s-a dus, cred că. Românii s-au săturat 26 de ani de politică asta de tip bijnițăreală în care ba pe amătii, ceva de genul ăsta s-a făcut politica până la urmă și campania electorală. Haideți să luăm publicitate, după care revenim. Publicitate. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior, calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, vă prezintă cele mai noi oferte și pachete promoționale din campania de primăvară 2016. Pachetele gospodar, fermier și cosaș, compuse din moto unealtă și moto ferăstrău, la prețuri cuprinse între 1499 lei și 2899 lei. Nu ratați ofertele la tractoarele și mașinile de tuns gazonul. La achiziționarea unui tractor primiți cadou un trimmer, iar la cumpărarea oricărei mașini de tuns gazonul se oferă un set de foarfeci pentru grădinărit. La toată gama de moto ferăstraie se oferă discounturi și gratuități. Mari reduceri și la utilajele profesionale pentru spații verzi. Pachetul compus din moto unealtă, guard view și refulator se vinde la prețul de 3.500 de lei, iar la cumpărarea unui Rider 320 AVD se oferă discount 30% la accesorii. Vă așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș pentru a beneficia de oferta de primăvară. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Polaris M Holding oferă gospodăriilor independente sacul de plastic galben. Acesta este utilizat pentru deșeuri de ambalaje, hârtie, carton, plastic, recipienți PET și doze de aluminiu. Nu depuneți în el geamuri, cioburi, deșeuri vegetale, alimentare sau deșeuri din construcții. Sacul de plastic galben se depozitează în curtea casei dumneavoastră și se ridică o dată la două săptămâni în aceea zi cu ridicarea deșeurilor menajere numai de autogunoiera special destinată pentru deșeurile de ambalaje. Polaris M Holding vă oferă și ghidul de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile. Împreună pentru un oraș curat! Love it when I'm flexing up in my car. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? People wanna know who they is.
Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. FCPT & DS Impec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT & DS Impec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT & DS Impec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253 211 321. Bună ziua, băieți! Bună ziua, doamne! La revedere! Colectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu! Mediul înconjurător depinde și de tine! Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Și a revenit, stimați spectatori, la dezbaterea noastră împreună cu Alexandru Nedelcu, candidatul Mișcării Populare la primăria Rovinare, și cu Marius Băcescu. Ce vreau eu să discut cu dumneavoastră conform unei informații care le-am primit. Am înțeles că ați încercat să sprijiniți anumite persoane cu probleme medicale din Rovinare și vi s-au ridicat anumite obstacole în cale de către băieții deștepți, între ghilimele de rigoare, din politica și din administrația din Rovinare? Așa înțeleg, să ajute comunitatea? Da, ați aflat dumneavoastră ceva. Noi n-am fi vrut să publicăm, să facem publică respectiva acțiune. Am vrut să lăsăm sub tăcere, nu. Am ajutat o asociație de femei. Ne-am implicat în a organiza un test. Nu concret, dar s-au pus obstacole, s-au pus piedici acolo când ați încercat să ajutați, să sprijiniți persoane cu probleme medicale? Da, ni s-au pus piedici. Nu, nouă și direct celor care au venit. Ce s-a întâmplat, să știm și noi. Sâmbăta trecută a fost organizat un test Papa Nicolau și testul aproape să nu poată avea loc, pentru că se organizase undeva să fie în curtea spitalului, dar până la urmă am făcut într-o parcare de lângă spital, nu ne-au mai dat nici energie, nu ne-au dat nimic, dar am reușit să ne organizăm, pentru că totuși suntem bine organizați, așa în general, nu ne împiedicăm la primul copil. Noi n-am vrut să... Testarea aceasta trebuia făcută în spital și ulterior va retras unitatea spitalicească de la dispoziție? Da,
trebuia să aibă loc în curtea spitalului. Era oarecare logistică pusă la dispoziție. Și pentru spitalul să nu fie, așa a fost motivat, să nu fie implicat, deși n-a fost nicio tentă politică, n-am dat niciun client, n-am spus la nimeni nimic, nu știu. Noi doar am sprijinit organizația respectivă, pentru că cineva în localitatea unde se duce trebuie să organizeze, să anunțe femeile, să anunțe, să facă o oarecare programare. Noi doar asta am făcut. Unii au zis că am zis noi că am făcut teste gratuit. Nu noi le-am făcut, noi doar am facilitat venirea acestei, nu știu, caravane care a venit de la Institutul Oncologic de la Cluj, ei având un proiect pe tema de prevenție, noi doar am făcut să ajutăm, iar ceilalți doar au vrut să ne pună piedici. Ar fi fost bine să fie altfel. Noi dacă am făcut un mic gest, ceilalți care, pe care i-am deranjat, ar fi trebuit să preia gestul ăsta și să facă ei unul de 3 ori, de 5 ori mai mare. Decât să distrugă ceva, ei mai bine construiau nimic. Ceva. Ei de obicei nu fac nimic. Că, da, puteau să preia ideea, nu ne deranja. În loc să ne împiedice să facem respectivă acțiune, puteau să facă ei de 2 ori, de 5 ori mai mare, o acțiune mai mare, mai frumoasă. Bine, și acum o parte din femei ne-au întrebat când vom repeta și când se... Deci se va face, indiferent de rezultatul alegerilor, noi vom organiza și după 6 iunie. Deci asociația iunie, va funcționa. Și după 6 iunie, da, sigur. Pentru că, până la urmă, sunt niște teste gratuite, e bine să beneficieze oamenii năcăjiți de... chiar și ceilalți care nu au timp să se ducă pe la spitale. Dacă vine cineva în apropiere să-ți facă un control de prevenție, foarte important de altfel, dar noi o să continuăm și după, indiferent de rezultat. Pentru că nu facem pentru noi și nici nu costă, nici nu e mare lucru, decât să organizăm și să anunțăm niște persoane și să le, bineînțeles, să le dirijăm pentru a face testul respectiv. Nu ne costă nimic. Marius Băcescu. Bine, asta e o chestie specifică la noi în zona respectivă. Spre deosebire de ceilalți, ați văzut, domnul Nedelcu nu și-a asumat că a organizat dumnealui, că a făcut dumnealui, că sunt meritele dânsului și așa mai departe. A vorbit de organizație de femei. Da. Nu, eu voiam să zic cu totul altceva. Pe când ceilalți contracandidați, ba din contră, care mai de care, că X a adus el caravana, că el s-a ocupat și așa mai departe. Ba mai mult decât atât, ei n-au făcut decât să pună bețe în roate. Au vorbit cu conducerea spitalului, au pus presiune pe ei, exact cum v-a spus și domnul Nedelcu. Din curtea spitalului s-a ajuns într-o parcare alăturată, nici energie electrică n-au avut. Bine că ne-am gestionat noi, am adus acolo un generator și s-au desfășurat lucrurile cum trebuie. Nici la toaletă n-am avut acces. Deci la toaletă în spital nu v-au luat? Nici. Adică, și gata, punem punct, ce să ne mai... Nu ne plângem, păi nu, sigur... Sunt niște realități pe care trebuie să le aduceți în atenția opiniei publice, că oamenii să știe ce fel de persoane vin în campanie electorală și le bat la ușe și le zâmbesc frumos pentru a le lua votul. Acțiunile astea ar trebui să fie conduse, coordonate de autoritățile locale. Dacă noi vedem că autoritățile locale nu fac nimic, se implică asociațiile de diferite, de femei, de, nu numai la noi. Deci autoritățile publice ar trebui să ajute la derularea proiectelor, pentru că și cei de la Cluj bănuiesc că derulează un proiect pe bani europeni. Și trebuie să ajutați, mai ales că e în favoarea cetățenilor, a populației. Nu e pentru cineva. Nu își pune cineva merite. Deci, practic, e merite. Pentru comunitatea. Da, nu, da. Haideți să luăm următorul telespectator. Alo, bună seara! Bună seara! Să rămână, bună seara dumneavoastră! Invitatul lui dumneavoastră, sunt o doamnă din Robinar, mă numesc Popescu Elena, am fost și eu invitată, am făcut Papa Nicolau, dar să vă spun un singur lucru. Cine se crede spitalul ăsta, acest spital care nu ne-a dat voie cu caravana în incinta spitalului, domnul Talabă, cu domnul Argintaru, care stătea domnul Argintaru și cu ceilalți politicieni la pândă, parcă am fi furat ceva. Am fost să ne facem un test, Papa Nicolau. N-am avut o toaletă. La o doamnă i-a fost rău. Nu i-a dat primul ajutor decât domnul Nedelcu, îl cunosc foarte bine din Robinari.
cinste dumnealui și doamna Rădoi Simona, care a fost implicată cu acest test Papa Nicolau. Dumnealor, dacă domnul Nedelcu, dacă nu aducea un generator, ce făceau cu caravana? Spuneți dumneavoastră, al cui e spitalul ăsta? E al lui domnul Talabă? Al domnului Armincaru? Nu, dar de ce au încercat să obstrucționeze o astfel de acțiune, până la urmă o acțiune medicală în folosul dumneavoastră, al comunității de acolo? Ce au avut în cap când au făcut această obstrucționare? Nu știu. Nu știu, ceva politic. Să vă spun, domnul Argintaru, chiar eu vă spun fapte, am poze. Și cu domnul Argintaru, eu chiar vi le arăt odată, dacă vreți, vi le aduc. Nu vreau să fac politică, eu sunt anti-politică. Așa, nu cu politica, dar vă spun, domnul Argintaru, i-am luat interviu eu personal. I-am spus, de ce, domnule, pândești aici? Pentru că femeile au venit să facă un Papa Nicolau. Nu au venit la distracție. Aceste femei, de ce să aștepte atât să aducă un generator? Cine vă credeți? E spitalul dumneavoastră? E spitalul al cui este? Al domnului Talabă? Domnul Talabă crede că e în poliție? O fi fost, o fi condus poliția cum o fi condus-o, cum e în poliție. Dar e un spital, domnule. Eu vă spun sincer că eu una nu mă duc la acest spital. Chiar eu în Timișoara, în Craiova, mai departe. Dar vă spun, o femeie să-i se facă rău și să nu îi acorde primul ajutor, e de râsul lumii, vă spun sincer. Asta vă spun. E mai degrabă de plânsul lumii, nu de râsul lumii, acest aspect. Vă spun sincer, am pozat femeile, au vrut să pună caravana în stradă, să ia curent de la o farmacie. Pe unde e posibil așa ceva? Nu știu, trebuie să iau o măsură. Acest om, domn Talabă, nu merită să fie în conducerea spitalului. Sincer, că ce face în spital și cu angajații, se crede că e în poliție. Unde se crede? Unde? Și cu bolnavii, vă spun ce face acest domn Talabă. Eu sunt o femeie simplă, am 62 de ani. Dar vă spun așa ceva, nu mi s-a întâmplat. Eu mă duc, mi se deschid porțile în Timișoara. Eu în Timișoara, Craiova, eu acolo îmi fac investigații. Și aici am făcut, că o cunosc și pe doamna doctor Găvănescu, păcat, că e o doamnă deosebită, s-o țină să n-aibă o toaletă. Păi e posibil, spuneți dumneavoastră dacă e posibil. Da, sunt de acord cu noastră. Păi cum? Nu se poate așa ceva. Când am zis la domnul Argintaru, domnule, eu cu urechile mele la urgență mi s-a spus că dumneata ai dat ordin. În ziua când a adus caravana, o fată portăriță acolo zice, n-am voie că a dat domnul Talabă telefon. I-am zis, dar cine este domnul Talabă? Cine este? E spitalul dumnealui de acasă, e cumpărat de dumnealui. Nu-i proprietatea dumnealui. Nu se poate așa ceva, domnule. Și fata asta face, mi-e frică să vorbesc. Păi unde s-a pomenit să-i fie frică la o angajată să vorbească? Păi acolo vă spun ce în acest spital, acest domn Talabă face instrucție cu toți angajații acolo. Eu am fost și am văzut ce face cu fetele alea. E strigător la cer și pământ. Vă spun sincer, nu știu, mai ales la urgență, nu vă spun, mor pe capete, păi da, nu știu, am mai văzut, dar că aici nu se poate așa ceva. Mi-a părut rău de doamna doctor, s-a implicat cu Rădoi Simona, s-au implicat domnul Nedelcu, s-au implicat și pentru ce să stea să nu aibă curent, să nu aibă unde să spele, să nu ai acele fete de la Cluj. Păcat că Clujul e renumit în medicină. Să așa vină este, să nu aibă unde să meargă la o toaletă. Nu se poate așa ceva. Mulțumesc pentru intervenția noastră telefonică din această seară. Eu vă mulțumesc din suflet. Să rămână. Și că mi-a dat. Și rămâneți alături de noi. Domnule Nedelcu, într-adevăr, se confirmă ceea ce a spus dumneavoastră și mai ales această obstrucționare îndârjită din partea autorităților locale. Eu n-am știut chiar toate aspectele, pentru că n-am vrut să stau acolo să nu interpreteze exact ce au vrut să interpreteze politic.
am ajutat cât am putut și am plecat. Am încercat să nu... am pus în funcțiune generatorul respectiv, m-am asigurat că au ce au, cât de cât le-am dus strictul necesar, ce am putut noi duce ca să-și desfășoare activitatea, iar după aia am plecat. Văd că femeile știu foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Noi nici n-am vrut să politizăm, n-am vrut să facem public ce s-a întâmplat. E prima dată și dacă nu, ne întrebați, nu spuneam. Nu, ar trebui nici lumea, nu spuneam. Ar trebui lumea să știe, pentru că în momentul în care există o acțiune cu medicală derulată în folosul unei comunități și există câțiva de ăștia parașutați politic pe anumite funcții care obstrucționează și încearcă prin toate metodele și prin toate pârghiile să împirce o astfel de acțiune, eu cred că trebuie făcută publice pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine cine îi reprezintă în momentul de față și de la 5 iunie încolo cine ar dori să le reprezinte mai bine interesele. Da, eu n-aș fi vrut să fac publică tocmai din dorința de a nu se interpreta. Am vrut să ne facem treaba în liniște, să nu facem zgomot, dar se pare că a fost invers. S-au făcut alții zgomot pentru dumneavoastră. Da, da, noi tocmai n-am vrut. Cu zurgălei, cu de toate au venit. Și unii zicea, domnule, dați, vorbiți, dați la ziar, spuneți ce s-a întâmplat. N-am vrut să fac lucrul ăsta. Dacă nu întrebați, nici nu spuneam. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Puiu Diaconescu! Bună seara, Puiu Diaconescu! Ne-am dat seama după... Toate cele bune. Îmi pare rău. O singură observație generală pentru județul Gorj. Vă rog. Și pentru clasa politică. Călinoiu și Cârciumaru să țin cu mâinile de scaun după 20 de ani de conducere dezastroasă în județul Gorj. Îmi pare rău că intervin în această emisiune în Joia Paștelui, dar i-aș ruga măcar pe ultima sută de metri să dea voie tinerilor, pentru că n-au ce să le spună gorjenilor. Domnul Puiu Diaconescu, vă întrerup o secundă, ați fost de multe ori la noi aici în studio pe acel scaun, pe acel fotoliu de acolo. Credeți dumneavoastră de câte ori ați făcut apel la conștiința lor și la moralitatea lor că acum, în al 12-lea ceas, dacă mai faceți încă un demers în acest sens, va fi încununat de succes? Nu vă uitați la și la Florin Cărciumaru și la Ion Călinoiu cât de îndârjiți sunt și cu câtă dârzenie țin de funcțiile astea, că țin cu dinții efectiv de prerogativele puterii? Eu pe magistrații de la Gorj să analizeze măcar la recurs incompatibilitățile lui Călinoiu și lui Cărciumaru și să nu calce în picioare legislația și legea românească și mai ales suferința gorjenilor care încep să moară de foame și care pleacă în privilegie. Îmi cer scuze pentru toată lumea, fac acest apel într-o zi mare de denie, într-o zi înaintea Paștelui și îi rog în mod respectos pe cei doi să facă un pas înapoi. Este păcat că se joacă cu viața, cu greutățile și cu destinele tuturor gorjenilor. Eu cred că și eu vă mulțumesc pentru participare, dar eu cred că aveți totuși o speranță naivă, o speranță copilărească, pentru că acești oameni nu se vor retrage, părerea mea. Numai alegătorii pot să-i dea la o parte. Le doresc alegătorilor un pas de fericit și minte multă. Mulțumim pentru intervenția noastră telefonică. A fost domnul Puiu Diaconescu, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Până la urmă ar trebui să există o opoziție și la Rovinar, și la Târgu Jiu, și la județul Gorj, pentru că 26 de ani aceleași figuri le-am văzut de fiecare dată parașutate în aceleași funcții politice. Și la Rovinar, și la Gorj, și la Târgu Jiu. Ar trebui să ne mobilizăm, mai ales cei care s-au resemnat și nu mai vor să voteze, ar trebui să ieșim totuși să facem schimbare. Dacă schimbăm ceva, se va întâmpla ceva. Dacă nu schimbăm nimic și rămâne ce a fost, va fi ce a fost. E simplu. Deci, ne vom confrunta cu același trecut perpetu. Cum trecutul zis, devine viitor. Ca să avem ce n-am avut, trebuie să facem ce n-am făcut. Asta o spun întotdeauna. Dacă nu facem altceva decât am făcut până acum, vom avea același lucru, parte de aceleași
lucruri triste și nefericite. Da. Spuneți-vă, rog. Și pe urmă o să dăm vina pe cine? Pe cei care conduc. Dar noi îi punem acolo. Păi exact. Ștampila aia de vot în ziua de 5 iunie instalează pe ăștia în funcție. Da. Marius Băcescu. Oamenii din zona Rovinariului chiar au început să înțeleagă fenomenul. Sunt adepții schimbării. Cum v-am mai spus, vin către noi unii mai greu, unii mult mai ușor. O parte din ei încă sunt speriați pentru că ceilalți sunt adepții politici cu pumnul în gură, punând presiune pe ei. Noi sperăm că în cele din urmă vor lua decizia corectă, iar pe data de 6 se va întâmpla ceea ce trebuie să se întâmple. Va veni schimbarea, mult așteptată schimbare. Ce părere aveți de tentativa conducerii din sindicatelor din cadrul complexului energetic Oltenia, având în vedere situația exasperantă cu care se confruntă această unitate de care depinde CADAER, județul Gorj, de a organiza un marș pe jos, exact cum a mers la București, să facă un marș pe jos până în Bruxelles, pentru a atrage atenția asupra gravelor probleme care există aici? E lăudabilă acțiunea, e foarte bine, dar prima dată ar trebui să trecem nu 80 sau 100 cât au mers până la București, ar trebui să mergem 80 sau 100 de mii întâi la București, să încercăm să răsturnăm lucrurile în favoarea noastră aici, pentru că totuși cel mai mare rău vine din interior și după aia de la Bruxelles. Nu strică un marș nici până la Bruxelles, dar până ajungem noi acolo pe jos, aici se dărâmă totul. Dar da, trebuie să încercăm și acolo. Dacă cei din interior nu ne aud, poate ne aud cei din exterior. Pentru că totuși răul cel mai mare vine din interior, ca și într-o familie. Degeaba dăm vina pe factorii externi. Cel mai mare rău ți-l faci singur în casă. La fel și într-o localitate și într-o țară, răul cel mai mare vine din interior. Bineînțeles că cel din exterior profită de lucru destabilizator din interior și va profita la maxim de lucrul ăsta. Și te va duce pe te bagă cu capul în țărână de tot. Păi cred că asta își doresc. Dacă ne uităm bine, populația este deja din ce în ce mai îmbătrânită. Vorbim de comune. Deja acest fenomen începe să manifeste și la orașe. Am văzut unele prognoze vis-a-vis de orașul Motru că în 2018-2019 se vor închide cele două cariere, de la Lupoaia și de la Roșiuța. Păi orașul Motru depinde exclusiv de aceste două cariere. Înseamnă că practic asasinează economic orașul Motru. Rovinariul la fel este într-o zonă de minerii și energie. Se poate confrunta pe viitor cu aceleași probleme. Dacă se închide cele două mine, orașul dispare categoric. Dar cred că e prima lovitură dată mineritului și energiei din zonă, pentru că automat după Motru, următorul e Rovinariul. Și ar trebui... Sunt frați gemeni până la urmă, dacă privind vederea mineritului și energiei. Au luat naștere aproape în același timp. Și cred că ar trebui să nu stăm cu mâna în sân și să așteptăm să se întâmple. Ar trebui să facem acțiuni, să le prevenim. Păi domnule Delcu, numai ce a anunțat conducerea CEO 5.000 de disponibilizări în 4 ani de zile. Vă dați seama cât e de gravă părerea mea situația acolo să vorbești de 5.000 de disponibilizări în 4 ani de zile? Ar trebui să nu se gândească numai la disponibilizări. Ar trebui să găsim soluțiile celelalte, alea, cauzele adevărate care duc la respectivele disponibilizări. La cancerul sistemului, exact. Da, cu cât scade producția, normal, scade și necesarul de mână de lucru, dar producția n-ar trebui să scadă. Pentru că, o să vedeți, scade și cresc importurile. Pentru că nu ai ce pune în schimb. Nu că nu ai energia verde de care se tot face atâta tamtam, nu poate să asigure, nu dă o stabilitate. Nu are fluență, exact. Nu. Și era ciudat că grupurile noastre termo erau oprite și noi importam energie din exterior. Aici îi ajută legea. Legea trebuie schimbată. Păi și nu l-am avut pe Victor Ponta prim-ministru, nu e deputat de Târgu Jiu, nu era toată gașca asta la conducerea guvernului? 3 ani de zile au fost. Puteau să dea ordonanță de urgență și o schimbau în 5 minute. Da, trebuia... Nu s-a vrut. Se pare că sfera de influență a celor care beneficiază, sau probabil că toți sunt în același... Domnule Delcu, Ponta a fost prim-ministru. Cine putea să decidă mai bine decât un prim-ministru? A avut majoritatea în Parlament. Putea trece și prin majoritate, prin vot parlamentar, putea trece și prin ordonanță de urgență a guvernului totul. Nu se vrea. Nu s-a vrut. Lucrurile nu sunt foarte complicate.
Și vine după aia și pozează și Călinoiu și Cărciumaru și Ponta în Salvatorul Mineritului și Energie. E incredibil. Nu, trebuie umblată la cauză, că altfel nu o scoatem la capăt. Ne-am apropiat de finalul emisiunii. Ultimul cuvânt, Marius Băcescu, după care noastră Alexandru Nedelcu. Păi, în primul rând, aș dori să le transmit și eu sărbători fericite telespectatorilor, atât lor cât și familiilor dumnealor. Să-i asigurăm că împreună, numai împreună cu dumnealor, vom putea reuși să aducem schimbarea mult dorită și îi asigurăm că vom face ceea ce trebuie. Domnul Alexandru Nedelcu. Având în vedere că e săptămâna mare, îi iert pe toți cei care m-au supărat și m-au jignit în toată perioada asta și urez tuturor cetățenilor județului Gorj și țării sărbători fericite și un Hristos înviat. Mulțumesc pentru participare în această seară. Alexandru Nedelcu, candidatul la primăria Rovinar din partea Mișcării Populare, domnul Marius Băcescu. Vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, că sunteți ca de fiecare dată alături de noi. Vă doresc un Paște fericit alături de familia dumneavoastră, cu armonie și liniște și cu împliniri. Să ne revedem cu bine după sărbătorile pascale și noi vom fi tot aici, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. Sunt Leonard Filip și vă doresc un Paște fericit. La revedere!